găsit, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi, o zi plină de evenimente, așa cum ne-au obișnuit, unele din care de care mai importante, însă avem timp să le luăm, să le luăm pe rând, să le disecăm, mai ales că sunt lucruri care aș putea spune, am putea spune, că normal. O să începem cu cea mai importantă știre a momentului. Una dintre care cumva, să spunem așa, pune lucrurile normal. Magistrații de la Târgu Jiu l-au pus, pus, în libertate pe Ionel Manțoc. Instanța de judecată de la Târgu Jiu spune astăzi deci astăzi s-a stabilit acest lucru. Cităm, admite cererea de liberare condiționată formulată de condamnatul Manțoc Ionel. Dispune liberta liberarea condiționată a condamnatului Manțoc Chionel aflat în, în executarea pedepsei de 5 ani de închisoare. Cine a fost Ionel Manțoc? Probabil că mulți dintre dumneavoastră își amintesc că domnia sa a fost... Liderul Partidului Democrat Liberal la nivelul județului Gorj a fost secretar de stat la Ministerul Economiei în anul 2006, post pe care l-a pierdut din cauza unui dosar penal deschis de către procurorii anticorupție, finalizat atenție dosarul atunci cu începerea urmăririi penale. Ionan Manțoc a fost și director al complexului energetic turceni și a demisionat din această funcție în martie 2009, invocând atât motive personale cât și politice. În fapt, erau acele investigații făcute de DNA în legătură cu fonduri alocate de la bugetul termocentralei turcei. De fapt, problemele juridico-politice pe care le-a avut de înfruntat fostul lider democrat liberal s-au reflectat și asupra soției Lumința Manțoc, judecător la Tribunalul Gorj. Și domnia sa a fost trimisă în judecată, fiind acuzată de procurorii anticorupție pentru fals în declarații în scopul ascunderii unor fapte de corupție, după ce a omis să menționeze în declarația de avere că are un teren despre care procurorii se susțineau în cursul anului 2007 că Ionel Manțoc l-a obținut ilicit. Nu s-a demonstrat acest lucru, Lumința Manțoc a fost achitată în 2009 printr-o decizie a Curții Supreme. În perioada 2001-2002, Ionel Manțope, pe atunci director al Direcției de Resurse Umane, Legislație, Restructurare și Privatizare din fostul CNLO, cum se numea, împreună cu șeful său, Ion Vulpe, au cumpărat la prețuri modice case și terenuri situate în mai multe comuni din județul Goși. Cei trei știau că respectivele imobile urmează să fie expropriate pentru extinderea exploatărilor de lignit ale e, CNLO. Manțoc a cumpărat în nume personal, respectiv prin intermediul soției sale și a cumnatei sale, trei imobile pentru 360 de milioane de lei vechi. În schimbul lor, el a primit de la CNLO 4,14 miliarde de lei vechi. Pe 9 iulie 2012, Ionel Manțoc a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul strămutaților de lux, decizia fiind definitivă și a fost încarcerat în acea zi. Bine, sunt niște probleme. Nici astăzi, Ionel Mațon nu este în proprietatea casei respective, cea care ar valora peste 4 miliarde. Sunt niște procese pe rol care au rămas în stand-by, din ce știu eu. Deci nu... Uh, cum să vă spun? Uh, Ionel Manțor a fost condamnat pentru o casă în, pro, în poziția care n-a intrat, sunt numai expertize, nu știm el, sunt mai multe probleme și probabil vor mai dura aceste, aceste nel, nelămuriri. <coughs> pe de altă parte... Întreb și eu, nu dau cu parul, dacă beneficiarii, să zicem, acestor retrocedări sau, de fapt, reconstituiri, reconstituiri de proprietate, au primit, deci vreo 180, dacă am înțeles bine, așa e lista, în jur de 180 de oameni, au primit case, deci s-au făcut case în baza ce au predat mineritului, nu mi se pare deloc în regulă ca doar Ion Vulpe și Ionel Manțoc să suporte consecințele. Am spus-o de mai multe ori public, au spus-o și alții, așa e justiția pe la noi, dar vom vedea și ce vor zice instanțele europene. Din câte știu, Ionel Manțoc s-a adresat instanțelor europene și nu știu dacă... dacă s-a primit vreun răspuns, dar dacă s-ar fi primit, bănuiesc că am fi aflat. Uh, pentru că vorbim de, despre gorj, am început uh, săptămâna cu gorjul, că nu sunt, uh, deci pe ansamblu cel puțin pentru susținător, foi vechii susținător ai domnului Ionel Manțoc, cu siguranță eliberarea sa este o veste bună și nu doar, unul din liderii politici care au lăsat, uh, au marcat cumva istoria ultimilor ani ai gorjului. Uh, ne vom referi acum la o știre mai puțin uh, plăcută, am putea spune. Uh, de fapt, uh, nu știu dacă, dacă putem să vorbim de plăcut sau de neplăcut ce se întâmplă cu, cu cei de la complexul. Energetic Oltenia vrând nevrând acest, acest complex ține totdeauna prima pagină a ziarilor, nu numai de la, de la noi ci și de, și de pe alte meleaguri în sensul că problemele de aici sunt preluate, sunt extrapolate de multe ori, poate și cu mai multă sau mai puțină reavoință, dar cu siguranță Există un motiv de a apare aceste lucruri. Știți deja, noi v-am mai anunțat, o să preiau un articol apărut în cursul serii pe Hot News. Situații dificilă la complexul energetic Oltenia. Angajații companiei vor intra în șomaș tehnic timp de 10 zile. Știați acest lucru, vă spuneam încă de săptămâna trecută. Angajații complexului Energetic Oltenia vor intra în șomaș tehnic în ultimele 5 zile ale lunii mai și primele 5 din iunie, potrivit unor decizii ale conducerii societății. Adică mai facem o sărbătoare de pași, cum s-a spune. În luna mai vor intra în șomaș tehnic angajații TESA și personalul operativ din cadrul societății. Totodată vor sta acasă și angajații din carierele Motru, Huznicioara, Peșteana și sucursarea electrocetarei Șalnița, informează Ager Press liderul sindicaliștilor de la Unitatea minieră Huznicioara uh, spune că hotărârea a fost generată de reducerea livrărilor de cărbune, dar mai ales a suspendării contractului prin care Complexul Energetic Oltenia trebuia să exporte în Republica Serbia 1,2 milioane de tone de lignit. Reamintind că la sfârșitul anului trecut directorul general al Ceoltenia Oltenia a semnat acel contract extrem de controversat care anunțase că va fi reziliat, după aceea părea că s-a ajuns la o înțelege, acum aflăm că de fapt nu se mai livrează, nu se mai livrează cărbule. Cităm în continuare din materialul respectiv. În schimb, președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, susține că măsura de trimitere în șomaș tehnic timp de 10 zile, la sfârșitul acestei luni, angajaților complexului energetic Oltenia, este o decizie luată pe fondul scăderii consumului de energie în țară. Potrivit Ager Press, Călinoiu a afirmat că respectiva măsură este una în interesul companiei energetice, perioada de șomaș tehnic în care salariații vor primi 75% din salariu, evitând intrarea unității într-o situație economică delicată. Reamintim că, din cauza situației economice dificile de la complexul energetic Oltenia, 2000 de angajații ai complexului energetic vor intra de luni în preavis până pe 1 iunie. Aceștia aflându-se în pragul pensionării sau vor fi disponibilizați, urmând, ultimii având dreptul să beneficieze de un venit lunar de completare de 1700 lei și de indemnizații de șomași. Un angajat al complexului energetic Oltenia și lider sindical din zona rovinari, Gheorghe Peptan, se află, se află de câteva zile în drevă, în dreva foamei, în semn de protest față de modul în care au fost întocmite listele cu persoane disponibilizate și aplicarea programului de restructurare. Bun, din câte am înțeles eu, e vorba chiar de interesul personal al domniei sale, iar uh, faptul, știți cum e la noi, aceste greve ale foamei uh, în care au fost mai mulți lideri sindicali de-a lungul timpului, nu prea îmi sună, adică mă face să mă îndoiesc că sunt chiar pe bune. Asta nu că a spus-o Laurențiu Ciurel și el a spus într-o emisiune de TV, dar parcă sunt cam activi liderii. De după 5-6 zile un om normal care muncește cu adevărat nu arată așa de fresh încă la vârsta de 60 de ani cât are domnul, cum, domnul Peptan sau cum îl cheamă. Da, asta era ca o paranteză. În ciuda pierderilor înregistrate de Ceoltenia, director general al companiei, Laurențiu Ciurel, a semnat la sfârșitul anului trecut, cum spuneam, un contract extrem, sau așa spune cei de la Honiuz, extrem de păgubos, cu, cu, o firmă din Constanța, care să, vireze, să livreze 1,2 milioane de tone de lignit uh, prin aceste rele la Sârbi. Acum e o problemă. Păgubos, păgubos. Dar atenție! Acel contract, Salva oamenii de trimis în șomaș tehnic. Stai și te gândești dacă ce e în toată chestia, dacă chiar, chiar așa de păgubos era, în condiții în care, în momentul când iată, el, nu mai e, face mare deranj în finanțele CO-ului. Sau, mai este și a doua variantă, că oricum ar fi urmat o asemenea chestie, și asta era doar de fațadă. Acel s-a profitat de situația de față. Acum vreau să vă spun că situația nu este de rău roză în complexul energetic oltenia, și la ce se vorbește acum, s-ar putea ca până la sfârșitul anului să nu se poată evita insolvența. Pentru că acum, trebuie să mai spunem lucruri pe nume. Dacă anul acesta, să zicem teoretic, riscăm chiar și insolvența, într-un an electoral, indiferent de cine e la guvernare, nu-și permite un asemenea lucru, mai ales cu un colos și complexul energetic Oltenia. Pe de altă parte, și am tot auzit lideri politici de la președintele Consiliului Județean și până la uh, parlamentar de gorj, chiar pe ministru Gere, apropo, un ministru care. Azi îl vedem și noi, nu știu ce, ce caută în guvernul Ponta, dar asta e altă treabă. Vreau să vă spun că trebuie să stabilim odată, și am mai spus acest lucru, dacă este nevoie de minerit și este. În aceste condiții, dacă este nevoie de, de acest minerit și este strategic, noi trebuie să fim atenți să-l salvăm. Dacă noi vom face în așa fel încât îl băgăm în insolvență sau îl distrugem definitiv, va fi mare, mare deranj. Dar uh, lucrurile nu par să, să fie conștientizate de gravitatea lor. Vreau să vă spun că te uiți și nu-ți vine să crezi, temele noastre de discuție, inclusiv în Gorj, sunt de cu totul și cu totul altă factură, cine a mai divorțat de cine și multe lucruri de acest, de revistă, de cancan, -can, Și nu ne pasă ce se întâmplă cu viața noastră de, de zi cu zi. A, mai nou, chiar, chiar că vreau să știți că aveam o nerăbdare așa să... Să comentez un lucru, de ceva timp, și asta cam de pe la începutul anului, periodic apar, apare pe rețele de socializare un anunț, o chemare, hai să dăm, să arătăm guvernului că trebuie să plece, că nu știu ce, că nu știu cum. Și anunță, da, sunt ziare care preia acest anunț, mare meeting, nu știu ce, pentru la sfârșitul săptămânii se prefigurează o mare care să zguduie guvernul și alte bazaconii de acesă în care te întrebi dacă ziariștii care substriu unor asemenea articole sunt uh, întregi la cap. Bineînțeles, uh, uh, nu se întâmplă acest lucru, ba din contră, uh, aceste cum să vă zic, aceste mitinguri sunt de toată gena ăia cu cu cățel, cu purcel, cu familie nu strâng de câteva zeci de oameni ați văzut ieri din miile de oameni anunțate la București, abia de s-au strâns vreo vreo câteva s-au strâns vreo câteva zeci dacă am înțeles bine, vreo 60-70 de oameni care să strige jos guvernul sau nu știu ce de genul acesta. Nu că ar fi fost o o problemă deosebită de a și dacă erau să zicem câteva mii nu cred că era atât de relevant la o populație ca românii dar de multe ori e, cred că Cred că este și, și puțin fals, adică creăm o imagine asta, ba chiar și unii lideri din opoziție se pronunță pe o asemenea idee, vin cu acestea fataliste, gen uh, uh, Ludovic Orban. O să dăm cu guvernul jos, nu mai are nicio legitimitate, și o spontană, nu știu ce. Lucrul normale. opoziția trebuie să ceară demisia puterii, e logic. E, vreau să vă spun Că oamenii încep să se obișnuiască cu asemenea discurs. Știți cum e că, uh, uh, câinele latră, caravana merge. Și la un moment dat, relevanța mesajelor unor asemenea lideri, las la o parte că cum să vă spun, în momentul când tu orban, controversat, cu probleme, mai știți accidentul, care se pare că a fost cum a fost mușamalizat, dar în fine, asta e altă treabă, poate totuși se gândește, avem transalpina cu probleme și alte astea, vorbești de funie în casa spânzuratului, în cazul, în cazul Ponta, dar să zicem că trecem peste asta. Ce se întâmplă? Oamenii se obișnuiesc, lasă bă, ăia se jură cu ei la alții, acolo de cheamă și unii și alții, noi ne ducem dacă ne dau ceva, dacă nu, mai bine nu și tot așa. Care e situația? Nu are nicio... Deci clasa politică se depărtează tot mai mult de electorat. Problema mare e alta. Că logica ar fi și asta e logica politică și opoziția este mai aproape de electorat. Simte mai bine pulsul că e în opoziție. Se apleacă mai mult pe dorințele populației. Orice constatăm noi că deja există o ruptură între președinte și PNL, pe de o parte, și electorat. În timp ce președintele este tocmai apreciat pentru echilibru și toate celelalte, PNL-ul începe să piardă din suportul acela câștigat pe undeva nemeritat, dacă ne gândim că n-au făcut mare lucru ca să facă asta, deci s-a mers pe trendul președintelui. Pierde din suportul acela. Și dacă e normal, sociologii spun că e vorba de. 5, 6 până la 9 luni, s-ar putea ca peste, să zicem, 3 luni, PNL-ul să fie sub PSD, chiar dacă acum are un avans de câteva procente, ca intenție de vot. Și nu luăm în calcul nici organizarea, infrastructura mult mai bună, cel puțin teoretic, care a mai rămas în libertate, a PSD-ului. Dar, încoată vreau să vă spun, se întâmplă un lucru în România, politicienii ar trebui să fie mai echilibrați dintr-un alt motiv. Și anume, declarațiile acestea ce din coadă au să sune, deci vine vine Orban și spune niște inepții până la urmă. Alina Gorghiu, care și ea e blondă. Uh, vin și alți lideri, dar aceste declarații nu au acoperire în fapte se întâmplă că însă oamenii le ia sau nu le ia în serios. Iar după aceea consecințele se văd. Dar vreau să vă mai spun un lucru. Uh, istoria ne-a arătat un lucru. Că faptul că în politica românească se vorbește de multe ori aiurea, s-a răsfrânt asupra soarte unei țări. Și o să vă dau un exemplu. După 1918, de fapt, după 1921 și mai ales în perioada interbelică clasică, alegerile acelea din 1923, 1926, 28 și tot la fel. Se întâmplă 1920, deci apoi guvernarea țărinistă 29-33, guvernările țărinistă că au fost mai multe guverne, mai multe alegeri, dar în fine, de fiecare dată când se câștigau alegerile de către un partid, opoziția începea să strige, și asta se auzea și în Occident, că și atunci circula în, în presa din Occident, e adevărat, informația circula mai greu, s-au furat alegerile, puterea răpăreață. Nu că n-ar fi fost dreptate, că știți cum era la noi în perioada interbelică? Regele numea primul ministru ăsta și făcea guvernul, era validat și apoi organiza alegeri, care, ghiște întâmplare, le câștiga. Dar în general era chemat la guvern, atenție, cel din opoziție, cel care avea șanse mai, mare să, mai mari să câștige. Deci avea cumva suportul popular. Bun, dar acest scandal permanent pe alegeri, că ați falsificat, că a furat, lucru care e adevărat pe undeva, a făcut ca oamenii, ca Europa să fie obișnuită cu balcanicii de români. Știți când ne-a costat? Imediat după al doilea război mondial. În 1946, în noiembrie, au fost celebrele alegeri falsificate de către comuniști. Ce s-a întâmplat? Alegerile au fost câștigate de departe de partidele istorice. PNZ, PNL, chiar și Partidul Social PSDR, Partidul Social Democrat. Dar în momentul când s-au dat câștigătorii, alianța formată în jurul uh, comuniștilor, a câștigat detașat. Bineînțeles, a apărut scandalul, s-au falsificat, s-au furat alegeri, nu știu ce. Cine să te mai înseamnă? Care se uită ce lua să bă, că ea la București oricum fac gălăgie permanent. Nu te poți lua după ei, că așa zic de 20 de ani. Ne-am obișnuit cu ei. Că știau unii ce se întâmplă, dar nu i-a interesat să se implice. Era și România vândută până la urmă. Ce s-a întâmplat acum? E același lucru. Deci, ar trebui să avem cu părerea mea, în clasa politică românească ar trebui să avem politicieni mai responsabili. Atât, dacă nu mai sunt ei care nu au fost săltați de DNA. Și, în același timp, în momentul când declar ceva de genul uh, o să dăm jos guvernul. Păi spune frate, da. Deci în următoarele două săptămâni dau guvernul. Dar eu dau guvernul de 5 luni, să zicem. Faptul ăsta, asta demonetizează că te, te uiți în gura lui Orban o dată. Te uiți de două ori, eventual faci prostia să te uiți și a treia oară, dar după aceea zici, bă, ăsta oricum vorbește, eventual să-și achitar. Așa e cu clasa politică. Nu-i mai înseamnă, va putea apare o surpriză, în sensul că se creează o majoritate critică care să doboare guvernul, dar e greu de presupus acest, acest lucru mesajele pe care le dau liderii liberali nu par în regulă. Și acum să vă mai spun un lucru. Știți că la sfârșitul lunii trecute, în săptămâna trecută, s-a semnat celebra alianță, celebra cu ghilimele, bineînțeles, între oastea de strunsură a lui Mircea Joană, vreo 19 parlamentari și Partidul Național Liberal. Lăsând la o parte faptul că cei doi compreședinți liberali n-au fost acolo, că N-a fost decât domnul Blaga, Alina, fiind plecat Alina Gorghiu uh, și Blaga încă nu știa cu cine face alianța, că i-a botezat partidul lui Joană în toate felurile, lucru preluat de presa, de presa centrală. Uh, vreau să vă spun că nici ei nu sunt foarte conviști, de exemplu, pe, pe premierul ăsta din umbră, sau premierul pregătit, uh, Cătălin Predoiu, nu l-a anunțat nimeni să fie prezent la... Să fie prezent la această adunare. Era logic să fie, pentru că îl sprijină ca premier, nu? Sau nu? Bun. Ba, scuza a fost de toată jenă. Adică, premierul era la tipografie să facă corectura programului electoral, programului de guvernare cu care va veni. El. O asemenea ineptie nici că se mai poate comenta. Vă spun un singur lucru. Puteai să faci o corectură în tipografie cu mulți ani în urmă. Deci eu bănuiesc că uh, PDL-ul cât a fost la guvernare, bine, și, liber, și PNL-ul, fostul PNL, uh, n-au folosit tipografiile pentru că ar fi aflat că ele s-au modernizat și acum există și mie. poți să faci o corectură pe un mail și să-l trimiți, nu trebuie să te duci tu acolo, de exemplu. Deci asta a fost o scuză jalnică până la urmă sau denotă că ăștia nu se înțeleg între ei. Și dacă nu se înțeleg ei între ei, vă dați seama ce ar fi să vină la guvernare. Am avea iar perioada CDR-ului când își dădeau la joale țărăniștii cu liberali și cu pedeliștii și mai tare ca toți era Traian Băsescu. Da? Asta este apropo de politica noastră dâmbovițeană. Pe partea cealaltă, face ce face premierul și Reușește și el să o mai da cu cu în gard de fiecare dată cu declarațiile. Eu unele dintre aceste declarații le-aș pune pe seama unei sincerități mai deosebite, așa, la un, la un lider politic. Însă, în ziua de astăzi, sinceritatea costă al naibii de mult și este tamponat de fiecare dată. Și aș pune de multe ori pe, pe chestii întemeiate. Una dintre declarațiile foarte comentate pe diverse canale media în ultimile zile a fost făcută pentru o emisiune Lumini și Umbre difuzată sâmbătă seara. E realizată de șeful de la evenimentul zilei, de Dan Andronic, și pe B1 TV se difuzează. Și acolo, printre altele, Victor Ponta spunea de genul referindu-se la situația lui Gheorghe Nechita de la Iași primarului de Iași pe care noi v-am prezentat-o și acuzațiile care îi se aduceau spunea de genul că nu crede că spionarea amantei sau ceva de unei femei ceva de genul ăsta ar atrage ar fi motiv de arestare preventiv cinstit nici noi nu prea credem un lucru ca de asemenea gravitate dacă s și nici judecătorii n-au crezut de momentul ce au dat doar control judiciar, deci este clar asta dar trecând de la asta uh, premierul a început, a, început să, a încercat să facă o glumă până la urmă care bineînțeles cu simț de răspundere opoziția l-a tocat foarte bine, în am putea spune, dacă este să ne gândim doar la faptul că uh, dacă este ne gândim doar la faptul că în momentul când ești într-o funcție, trebuie să știi ce scoți pe cavitatea bucală. Ori acolo n-a căzut prea bine chestia asta pentru că din ce am văzut cu toții, cazul uh, Gheorghe Nechita este mai complicat și înseamnă nu doar folosirea poliției locale, să zicem, în interes propriu de către primar, mai înseamnă și alte lucruri. Alte lucruri care deocamdată nu le-am văzut, dar bănuiesc că există la dosar. Deși, dacă luăm și situația altor, uh, uh, era cam de anticipat că o să, pă că o să pățească și uh, primarul de Iași, din mai multe puncte de vedere, în sensul că i se tot, gândea, i se tot cânta acest lucru, existau niște reclamații la DNA, erau pe undeva normal, cred că era printre orașele mari care încă n-a să o probleme. Dacă eliminăm Bucureștiul, din orașele mari de tot, Constanța are primarul în vacanță, în beciu domne, în vacanță cu ghilimele în Beciu Domnesc, Clujul acum are pe Boc, dar are un primar și un, cons și un președinte Consiliul de Țean care sunt apostui condamnat, la altul Horiau Ioreanu, ceva de genul ăsta este, este, nu știu, cred că e sub e la domiciliu la acest moment. Apropo de municipii și alte orașe mari au probleme, practic și din orașele mari rămăsese fără probleme deosebite, care acum iată că le are, le are, și Gheorghe Nechita. Cred că Ponta, premierul în funcție, trebuia să se abțină și n-ar mai fi dat motiv de atâtea dispute și declarații. Bineînțeles că sunt postacii de serviciu, oamenii de casă ai lui ai lui fostului președinte Traian Băsescu, care n-au ratat o asemenea ocazie de a, pune lucruri, de a pune lucrurile la punct. Rezultatul fiind însă că nu mai au relevanța de odinioare, de odinioară. Mă gândesc acum la Sebastian Lăzăroiu, acea eminență cenușie a politicii românești care anunța, știți, Partidul Albă ca zăpada și până la urmă a apărut PMP-ul, numai Albă ca zăpada nu era, Lăzăroiul care a plecat de la Omonal la Cotrocen ca să fie mare analist și care, de fapt, n-a prea făcut mare lucru după ce a plecat de la Cotroceni, pentru că nimeni e deci nimeni nu l-a luat în seamă. Era important cât era acolo să vorbească printre rândul, să mai dă, ne dă și noi seama ce gândește, ce gândește Băsescu. Uh, acum, legat de Sebastian Lăzăroiu, el anticipează cumva un fapt uh, uh, că vezi, Doamne, se vor întâmpla anumite lucruri, dar pe partea cealaltă, inclusiv Traian Băsescu spune că lucrurile sunt ca înlămurite, în sensul că nu se va produce o mare schimbare, probabil, până la următoarele alegeri. De fapt, asta ar trebui să fie normalitate, în sensul că în momentul când am avea o politică de acest gen, adică Facem o alege, dar o facem pe 4 ani. Și ăla care, de exemplu, s-a întâmplat și aici, la Gorș. Eu am ales, să zicem, eu sunt personal, să zicem, pardon, sunt membru al unui partid. Și eu, în funcție de doctrina mea, am ales și pe reprezentantul partidului aici, din teritoriu. Chiar dacă poate pers respectiva persoană n-avea nicio legătură nici cu liberalismul sau nici cu socialdemocrația, să, vorbe, să vorbim de principalele partide. Personajul respectiv, cu mandat un buzunar, că e meritul lui, chipurile, s-a mutat acolo cu ea dat mai mult și eu m-am trezit că, deși eu am votat într-o parte, m-am trezit reprezentat chiar exact în partidul opus. Adică eu, să zicem, liberal, am vrut să votez cu el, dar am votat anti-PSD, că se practică în România, și m-am trezit că sunt reprezentat tocmai de, de deputat PSD. Ăla care l-am votat eu, de pe altă listă. Deci nu e de în regulă acest lucru. Degeaba facem noi gălăgie cu acea migrație de la primar și la consilieri, pentru că tot începe la, par, la parlament. Până la urmă, consilierul sau primarul mă doare în cot de ce culoare sunt dacă îmi reprezintă voința și face ce mi-a promis. În timp ce parlamentarul care nu palpabil nu pot să-mi facă ceva, eventual câte o lege sau ceva de genul ăsta, dar știți că ai noștrii dorm cu grație, inclusiv mare parte din parlamentarii de gorj, sau trec pe la toate partidele, apropo, eu îmi scap acum neaparlamentarul la tânăr de la PPD care a schimbat vreo 4-5 partide până acum și acum culmea eu, cum să vă spun, culmea politicului e, face parte din două partide în același timp. Deci chiar m-a lăsat, adică e din nou și la PPD și mai este și la un partid, Partidul Național, nu știu cum, care de fapt vine din fostul... În fine, Răzvan Rotaru, că mi-am adus aminte, deci n-am înțeles absolut nimic. Iar despre omul politic Răzvan Rotaru, azi îl vedem și nu e. Nici măcar la câte o emisiune te de televiziune nu-l vedem ca să măcar să vedem personajul, să-l vedem ca persoană. Despre activitate nici nu avem ce să discutăm că ea este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Bun. Deci, cum spuneam, uh, suntem în uh, <coughs> într-o zi atipică din acest punct de vedere. Au mai fost și... Uh, Uh, această eliberare uh, a lui Ionel Manțo, care e preluat acum, uh, la ora aceasta, și de posturile naționale de televiziune și de toate celelalte. Dar uh, vreau să vă spun uh, că încep să mă bucur de un lucru. Știți că de la acest pupitru anticipam că o să intrăm în derizoriu cu această loterie a bonurilor fiscale că premiul va fi atât de mic încât nu va mai însemna nimic și că marii câștigători din primele zile vor fi mari perdanți din, această, din acest moment. Păi, haideți să vă citesc o știre. <coughs> Până în prezent au fost depuse peste 15.000 de cereri de revendicare a premiului pus la bătaie de ANAF la Loteria Bonurilor Fiscale. Astfel, valoarea câștigului a ajuns la 66 de lei, 660.000 de mii, 660 de... Mii de lei vechi, cum s-ar spune, de 66 de lei pe fiecare bon fiscal cu valoare cuprinsă între 6 și 6,99 emis în 7 februarie. Cei care nu au depus cererile de până acum au timp până pe 13 mai. Punem pariu că se fac 20.000? Eu azi zice să nu puneți cu mine că s ar putea să câștig. Deci cei care, deci trebuie să meargă la sediu ANAF de care aparțin cu domiciliul să depună în original bonul fiscal, copia actului de identitate și o cerere de revendicare a premiului. Aceștia pot solicita copia bonului cu mențiunea că este confort cu originalul. Pe cer este nevoie de datele personale, contul bancar unde vor fi plătiți banii câștigați și informațiile de pe bonul fiscal. Deci vă dați seama. Deci trebuie contul bancar, poate unii că n -au. Da, poate unii n-au cont bancar. Și acum trebuie să-și deschidă și contul, o să-i o să -i coste mai mult deschiderea și administrarea contului, adică vreo 20 de lei costă și dar încet, încet depășește, deschiderea unui cont depășește valoarea premiului. Acel milion de lei de care... Acum vreau să vă spun un lucru. Guvernul are o singură soluție ca să nu cadă în derizoriu. Să dubleze sau să tripleze acel milion de lei. Altfel, e vorbă în vânt. În două, trei luni, loteria aceasta a bunurilor fiscale nu va mai însemna nimic. Ba din contră, va fi motiv de, debat jocură între, între cei care participă și cei care nu participă. Deci eu zic că dacă se face, dacă se, nu se face acest lucru, ne luăm adio de la o mișcare atât de importantă. A, ah, și apropo, suntem deja de câteva zile când aplicăm, sau ar trebui să aplicăm, impozitul pe baxiș, adică pe baxișul plătim și el se impozitează ni se dă chitanță pe baxiș. Apropo, ați fost în situația să dați până acum baxiș după noile reglementări? A, ah, bun. Deci, bă, nu i am răspunsul, îl bănuim și dumneavoastră. Faza dură e alta. Adrian Vasilescu Consilierul Președintelui Băncii Naționale Guvernatorului Băncii Naționale lui Spune într-o declarație Astăzi pe media Următorul lucru Nu cred că din Taxele, din impozitele Pe Baxiș Se va strânge o, o sumă prea mare O sumă relevantă Exact ce vă spuneam și noi Deci eventual omorâm bacșișul, dar bani la stat în plus nu se vor duce. Sau vor fi atât de mici sumele încât uh, e mai mare daraua decât uh, o OCAO, cum și aceea a bunurilor fiscale. Ce să câștig? Eu am plătit, să zicem, 7 lei. Da, dacă pui în raportul ăsta. Dar să mă duc cu bonul, să-l țin bonul respectiv. Să-l identific în momentul când se trage la sorți să mă duc cu el la ANAF, să fac coadă pe acolo, să fac cerere, copie, acte, deci timp pierdut, pentru ce? Ca să-mi dea de 3-4 ori suma. Nici măcar aia, cei mai amărâți dintre noi și care, să zicem, nu au serviciu, nu au altă lor, nici aceea nu-și complică viața, măcar o zi, ca să depună acel bilet la bilet. Acel bon fiscal pentru loterie. Și atunci, despre ce vorbim? Luăm niște măsuri ca să fim în, ca să fim în treabă sau le luăm doar pe, pe jumătate. Dar asta este noi cu, noi cu, drag... Noi cu drag muncim și ne desfășurăm activitatea în această, în această țară frumoasă și destul de interesant, am putea spune, uh, care este România, cel puțin, uh, uh, cel puțin câte -o, câteodată. Uh, Vreau să vă spun că uh, și acum facem din nou trecerea spre Gorj, spre Oltenia. Uh, Ne-a atras atenția o știre Uh, bine, o știre care e pusă într-un anumit context, dar uh, o anumită parte a presei o dă de genul Gheorghe de Aconeasa, denunțătorul Elenei Udrea, condamnat la 5 ani cu executare. Păi stați puțin, până a fi denunțătorul Elenei Udrea, maestru Gheorghe de Aconeasa a făcut niște lucruri niște lucruri pe care a fost, bine, a fost reținut acum o săptămână, două, și acum este condamnat. Tribunalul Vâlcea a decis luni condamnarea lui Gheorghe de Aconeasa, unul dintre denunțătorii Elenei Udrea și pe fostul primar al comunei Voinasa, Gheorghe Dobrin, la închisoare cu executare într-un dosar de corupție ce se află pe rolul instanței de judecată încă din anul 2011. Păi stați puțin. În 2011, când a fost trimis în judecată, Elena Udrea era bine mersi. Gheorghe de și Gheorghe Dobrin au primit câte 5 ani de închisoare cu executare, în timp ce alți doi inculpați, Georgeta Crețan și Ion Tomescu, au primit 4 ani de închisoare, respectiv 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Decizia nu, decizia nu este definitivă, așa că nu vor fi încă arestați, deși din ce știu eu, Gheorghe de este cred că reținut în alt dosar. Dobrin Gheorghe este primarul Comunei Voineasa. Tomescu Ion este președintele opștii Pociovaliștea din județul Gorș, atenție. Și Crețan Georgeta este secretarul Comunei Voineasa, iar Gheorghe Aconeasa a fost trimis în judecată de procurorul din DNA, Serviciul Teritorial Pitești, pentru grave fapte de corupție săvârșite în perioada septembrie 2004-iunie 2005. Nimeni nu s-au zis de Elena Udrea, apropo. Conform procurorului de NEA, cităm, cei patru inculpați au acționat în baza unei înțelegeri inițiale, astfel încât o suprafață de teren de 504,9 hectare, teren forestier din muntele Mereuțu, județul Gorj, aflat în proprietatea statului, să ajungă în mod nelegal în posesia obștii Pociovaliștea. Concret, pentru a duce la îndeplinire planul infracțional propus, inculpatul Tomescu Ion, președinte al Obștii Pociovaliște, a prezentat, a prezentat la Comisia Locală de Fond Funciar Voineasa un număr de 44 de cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în numele unor persoane fizice cunoscând că sunt falsificate și împreună cu ceilalți trei inculpați a întocmit o anexă în mai multe variante conținut nume de persoane care ar fi avut drepturi în obște, a care atesta în mod nereal drepturi de proprietate în muntele Mereuțu, în numele și pentru obștea Pociovaliștea. Toate acestea au fost făcute pentru a induce în eroare Comisia Județeană de Fond Funciar Vâlcea, astfel încât suprafața de teren forestier de 504,9 hectare să fie trecută în patrimoniul obștei Pociovaliștea, deși, cel pe deși cei patru inculpați cunoșteau că nu sunt definite condițiile. Prevăzute de lege. Deci, aceasta este faptul, E adevărat că, cum să vă zic, sunt unele lucruri ciudate în dosarele de Aconeasa, în altele. Asta este foarte clar și mi se pare e greu de crezut. Adică, avem un precedent. Deci, de Aconeasa ia aici șapte ani, șase ani și 8 luni. Deci, e greu de crezut ca în instanța următoare să poată să scape, deci în afară de Surupăceanu, eu nu mai știu al caz în România, să sar de la șapte ani cu executare la achitare, practic. Deci ar fi prea mare minunea părerea mea, eu nu cred că să-și facă... De fapt, de să ia, nu, scuzați-mă, de aconeasa ea doar 5, 5 ani, pardon. Iar uh, Tomescu, Gorjanul care este șeful obștii Pociovaliștea, uh, are, are, altă condamnare mai mare, adică 6 ani și 8 luni de închisoare. Uh, apropo de ce spunea domnul director mai devreme în emisiunea colegei mele, de faptul că s-a întâlnit cu șefii obștii, iat, obștilor, iată că unii dintre ei deja s-ar putea să lipsească la următoarele întâlniri din motive de dosare penale. Și dacă tot veni vorba de asta, vreau să vă spun un lucru. Cred că, cred, că obștile, cred că obștile acestea care se află pe teritoriul Gorjului, mai ales în zona muntoasă, în zona cu vegetație forestieră foarte mare, unii dintre ei au o problemă. Au avut și au probleme. Eu cred că DNA-ul ar trebui să facă în perioada următoare niște controle și în aceste, și în aceste zone, pentru că lucrurile sunt foarte grave. Deci gândiți-vă că sunt munți în gorj și săptămânalul vertical a relatat de foarte multe ori aceste cazuri. Sunt, a fost efectiv un jaf organizat în domeniul forestier al gorjului, și de multe ori a existat complicitatea fostelor conduceri ale obștilor sătești. Nimeni n-a răspuns, cei care au exploata, exploatat sunt bine mersi, unii au făcut averi de nu mai știu să numere banii și noi gorju am rămas cu un fond forestier foarte redus față de ce aveam la momentul, să zicem, la momentul 1989. Un semnal că poate Încep să se, fa începe să se facă ordine prin obști și apropo de partea silvică ITRSV Vulcea pentru că din câte știu Gheorghe Aconeasca acolo a lucrat sau acolo lucrează să meargă și acolo pentru că patronează și părerea mea să zicem se bazează am destule motive să spun acest lucru. Patronează o mafia pădurilor care au făcut extrem de mult rău, nu numai Gorjului, și județului Vâlcea și altor județe cu vegetație forestieră bogată. Dar asta e deja altă, programă, o altă problemă, o să abordăm același, un subiect de acest gen poate altădată, când o să avem mai mult timp, pentru că încet încet el s-a scurs și nu putem să nu vorbim fiind... Dacă e luni, e și sport. Încercăm să acoperim și acest segment. Suntem, suntem, la momentul la momentul în care ce aș putea să vă spunem Pandurii a intrat iar în hora retrogradării destul de, de rău, aș putea spune au făcut act de prezență la Chiajna, nu s-a pus, uh, pus, problema niciun moment, uh, uh, nu s-a pus niciun moment problema să emită pretenții acolo, pare o echipă dezorientată, debusolată, e și normal în momentul când asupra jucătorilor planează acuzații de blat, de jocuri la pariu și alte lucruri, Până la urmă, una e să le scrii într-un ziar sau să-ți ridici niște semne de întrebare și alta niște oameni intrituiți să conducă un club să ia anumite măsuri așa lăutărești care să facă extrem de rău clubului. Nu știu cum se va termina la Pandurii, dar mi-e foarte teamă că pe acel stadion de care se vorbește și care este de așteptat s-ar putea să ne trezim cu... Pardon? Că jucăm cu o echipă de divizia secundă. Pe partea cealaltă, mi-a rămas pe retină și nu pot să nu vă spun, faptul că Simona Halep n-a reușit să mai țină acel, acel, șir uriaș de performanțe. Și a luat chiar din primul tur de la Madrid. Asta este. Dar despre sport, basketul joacă semifinala, avem două meciuri la Târgu Jiu, două meciuri în care să zicem că se pot face lucruri multe și putem să jucăm chiar să trecem în, în finală dacă câștigăm semifinala. Nu ne rămâne decât să urăm uh, succes baschetbaliștilor. iar noi ne încheiem emisiunea aici, vă dăm întâlnire mâine seară la aceeași oră la ordinea de zi. La revedere!